Se anunță o vară de foc pentru Cristian Stoian, care a început în forță sezonul competițional și nu are de gând să lase ștacheta jos. După ce a bifat cu brio condica de prezența a campionatului național, și-a asigurat prezența și la campionatul balcanic, rezervat juniorilor 2, competiție care a avut loc în perioada 15-17 mai în Bulgaria, unde a reușit să-și treacă în cont medalia de argint la proba 1500 metri, un rezultat ce îi permite să-și facă planuri pentru Jocurile Olimpice de vară pentru tineret din China, care vor avea loc în perioada 16-28 august la Nianjing. Sportivul Stoian Cristian a alergat în probele de 1500 și 3000, unde la 1500 a făcut timpul de 4.01 pentru calificare pentru campionatul, pentru Jocurile Olimpice din China din august, și la 3000 de asemenea și-a făcut baremă pentru Jocurile Olimpice. În urma acestor rezultate a fost selecționat în lotul național, unde a participat la campionatul balcanic de junior 2, unde a obținut medalia de argint în proba de 1500. Acum el este deplasat, a fost în cantonament la Izvorani și a făcut deplasarea la Baku, Azerbaijan, unde va participa la trialul olimpic pentru Jocurile Olimpice. Va participa în probele de 1500 și 3000 de metri plată. Orele de antrenament, munca și implicarea depuse la secția de atletism sunt oglinda sportivilor. Antrenorul Nicolae Guțoiu are așteptări mari și de la George Preda. La Campionatul Național de Senior Tineret, etapa a doua, George Preda a luat locul 1 în proba de 1500 și locul 2 în proba de 800. Obiective îndrăgnețe pentru săptămâna viitoare, pe 6 iunie, la Cluj avem campionatele internaționale ale României, unde va participa cu Preda George în proba de 800 de metri sau 1500, unde vreau ca să câștige această probă și să participe la campionatul european de seniori pentru Liga 1 pentru România. În plus, pe lista speranțelor din atletismul Dumbovițan s-a integrat și Mărăcine Ionuț. În urma campionatului național de senior tineret și junior 1, etapa 1, unde am descoperit un sportiv foarte bun, Mărăcine Ionuț, din comuna Băleni, unde mi-a luat locul 4 la 800 și locul 5 la 400 de metri, unde e primele lui curse, primele lui probe. Sper ca la campionate naționale acest copil să vină cu două medalii, atât la 40 cât la 800.